Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Iată că ne reîntâlnim această seară cu echipa PNL din municipiul Petroșani, în frunte cu primarul Tiberiu Iacobriții și cu directorul teatrului Ide Sârbu din Petroșani, Cosmin Rădescu. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! V-am invitat în această seară să dezbatem ecourile galei care a avut loc, galei teatrale care a avut loc în Petroșani, o gală de prestigiu, o gală care, în ciuda pandemiei și în ciuda gurilor rele, iată că a avut un succes răsunător. Domnule director, încep cu dumneavoastră să vă felicit pentru această gală, o gală care s-a încheiat cu un succes răsunător, așa cum am amintit. Da, încă o dată bună seara. Cred că felicitările ar trebui direcționate către întreaga echipă a teatrului, pentru că efortul și fizic și psihic, dar și artistic, aparține întregii echipe. Se numește Gala Artelier pentru că în proporție de 80% toate producțiile prezentate în această gală au fost producțiile și sunt producțiile teatrului, premierele teatrului, spectacole premiate, spectacole de public. Am început prin această gală și o serie de proiecte referitoare la aceste lecturi publice, acest tip de interacțiune a actorilor a teatrului cu publicul din Petroșani. S-a bucurat de un mare succes acest proiect. Dar revenind la întreaga componență a galei, repet, premiera 1 plus 1 a deschis gala, a fost urmată de încă 3 premiere. Am deschis această practic gală cu 4 premiere ale teatrului, premiere ale echipei teatrului, 4 premiere pe care publicul din Petroșani le-a receptat cu mare drag, cu mare plăcere și cumva cu o sete de teatru, cu o sete de cultură după toată această perioadă în care a fost cumva obligat și forțat să fie ținut departe de activitatea teatrului și de, până la urmă, căldura cu care s-a obișnuit în sala de spectacol. A fost altceva pentru că, desfășurând această gală exclusiv în aer liber, publicul a receptat într-un alt fel toate spectacolele noastre și ne-a bucurat să revedem și să ne reîntâlnim cu publicul care în această nouă ipostază a venit într-un număr destul de mare, cumva poate și la limita respectării condițiilor din această pandemie, condițiilor de siguranță și de securitate, să zic așa, vis-a-vis de protecție, dar toate spectacolele din acest punct de vedere s-au desfășurat cu respectarea normelor în vigoare, cu respectarea distanțării, repet, accesul s-a făcut într-un spațiu delimitat, cu termometrizare inițială, teatrul a acordat măști la intrare celor care nu dețineau, dezinfectat scaunele, dezinfectate spațiile, dezinfectate spațiul de joc, era delimitat la o distanță de minim 4 metri față de primul rând de spectatori. Așadar au fost respectate. Vorbesc în mare despre povestea asta pentru că o spun cu un gust amar acum că s-a terminat. De fiecare dată când lucrurile frumoase se termină, indiferent de ce natură sunt ele, parcă simțim așa un gol. Dar în special actorii simt asta, simt așa o distanțare față de acest fenomen pentru că munca lor a fost recunoscută, munca lor a fost răsplătită, munca lor a fost extraordinar de bine primită de publicul din Petroșani, un public pe care îl salut și căruia îi mulțumesc pe această cale pentru că aveam cumva temeri că nu va depăși această barieră legată de pandemie. Au fost, e adevărat, chiar dacă a fost un public numeros, au fost și spectatori de-ai noștri, spectatori fideli care au refuzat să vină tocmai pentru a... și am înțeles evident dorința lor de a nu participa la evenimentele noastre, pentru că oamenii nu s-au simțit siguri, le e teamă unora și atunci le-am respectat deciziile. Dar cu toate astea,
Această gală a avut succes, mai ales că ea s-a născut așa cumva dintr-o nevoie de a arăta publicului din Petroșani că acest tip de evenimente de tip festival, gală, pot avea succes în Petroșani, au avut succes și cred că asta este una dintre temele de lucru ale noastre ca instituție în colaborare cu administrația. Să dezvoltăm acest tip de evenimente, să dezvoltăm acest tip de festivaluri de teatru, de cultură, de artă. Ele pot fi și lua direcții și îmbrăca direcții diferite de la festivaluri de teatru, evident, la festivaluri de muzică, festivaluri de jazz, de muzică clasică, folk, sau putem merge în zona artelor, sculptură, pictură, tabere de creație și așa mai departe. Sigur, și aici se pot desprinde mai multe direcții, pot fi tabere de creație pentru tineri, pentru copii, pentru maturi, pentru publicul larg. O să încercăm această poveste în viitor, în sensul în care, din dorința de a integra și de a capta atenția cât ori mai multor oameni din Valea Jiului, și spun din Valea Jiului pentru că cu siguranță e preponderent publicul din Petroșani ca și spectator al teatrului, dar avem spectatori care vin din alte localități care nu au teatru, din alte localități care nu au șansa de a, pentru că o spun tot timpul, e o binecuvântare, e un har până la urmă să avem un teatru în municipiul Petroșani. Și spun asta pentru că la o simplă analiză și uitându-ne cu atenție, în țară sunt capitale reședință de județ care nu au teatru. Sunt orașe mari, mult mai mari, municipii, care nu pur și simplu nu au teatru și atunci găzduiesc, dar rare ori în diverse spații, evenimente de factura asta. Dar să ai un teatru în Petroșani, un teatru care cel puțin anul trecut a avut peste 140 de reprezentații proprii cu spectacolele teatrului și cu evenimentele teatrului, găzduind peste 250 de evenimente anul trecut teatrului în Petroșani, se vede și se percepe din toate direcțiile această efervescență creată în jurul teatrului, creată în jurul culturii, pentru că, până la urmă, dincolo de, și asta e o credință de-a mea, dincolo de lucrurile palpabile, de lucrurile fizice, cred că trebuie să exploatăm această zonă, zona asta metafizică a culturii, a sentimentelor, a pătrunderii până la urmă în esența umană și de a încerca prin teatru, prin cultură, prin educație, să încercăm să trecem la următorul nivel. Așadar, această gală a fost, în concluzie, un succes, această gală a fost un eveniment major în urbea noastră, a fost un eveniment pe care, inclusiv invitații pe care am avut în această gală, pentru că, după cum ați văzut, calendarul, ultimele 4 zile au fost guvernate, să zic așa, de muzică, muzica clasică, muzică simfonică și jazz, deoarece teatrul este singura instituție din Valea Jiului care poate organiza și care poate găzdui evenimente de asemenea anvergură. Asta vine după ce publicul din Petroșani a cerut, așa cu obstinație, concerte de muzică clasică și n-am făcut altceva decât să răspundem cererii, să răspundem solicitărilor spectatorilor din Petroșani. Încă o dată, repet, acest lucru nu ar fi fost posibil, nu am avut buget pentru o asemenea gală. Sunt lucruri, pentru că și bugetul instituției a fost redus drastic și din cauza pandemiei și din alte cauze. Vreau să mulțumesc în mod special echipei Electromax, pentru că sponsorizarea din partea lor a fost una substanțială, consistentă. Aproape jumătate din costurile acestei gale au fost suportate de către echipa Electromax și de echipa aicucer.ro. Am sesizat cu această gală că inclusiv oamenii de afaceri din Valea Jiului și oamenii din, să zic așa, influencerii din această zonă au răspuns pozitiv apelurilor noastre, cererilor noastre, s-au alăturat într-un soi de acționariat cu ghilimelele de rigoare în această
povestea noastră și atunci ne-am dat seama că asta poate crea pe viitor șansele și premizele unei manifestări de o amploare mult mai mare decât cea de anul acesta. De asemenea, aș vrea să mulțumesc Belle Epoque, vreau să mulțumesc Divine, vreau să mulțumesc... Hai totuși să nu enumerăm nume de firme. Sponsorilor, mulțumim sponsorilor. Am înțeles, mulțumim sponsorilor și oamenilor care cu siguranță îi apar pe toate materialele noastre. Deci, repet, această gală a teatrului în esență a fost un succes și în percepția noastră a echipei Teatrului Dramatic a fost doar o mică reușită și un mic pas către ceea ce urmează să facem în viitor și anume să dezvoltăm în această zonă, să avem un repertoriu mult mai vast și mult mai variat, dar cu siguranță că asta nu depinde doar de noi. Bun, acum sigur că orice reprezentație artistică, oriunde s-ar afla ea, unde s-ar desfășura, este un plus pentru umanitate și în special ne gândim aici la faptul că, așa cum spuneați, nu sunt capitale reședințe de județ care să aibă teatru. Iată că teatrul din Petroșani reușește o asemenea performanță să facă posibilă această gală cu atât de multe reprezentații, 11 sau... Au fost 11 zile de gală. 11 zile. Da. Câte reprezentații au fost în total? Peste 25 de reprezentații. 25. Da, da, da. Unele dintre ele, de fapt una singură a fost suspendată din motive, din condiții, din cauza vremii. Ploua îngrozitor. Adminter, da, și asta cred că este un... Sau ar trebui să mulțumim... Da. Cerului, pentru că ne-a dat șansa, da, și am avut o vreme frumoasă. Gândindu-mă că la faptul că am realizat că există o persoană care vă unește pe amândoi, această persoană este este cetățeanul Costel Avram, care vă unește în sensul într-un sens sau un altul, acest domn este cel care a pornit campania de evaluare și o continuă, adică campania de evaluare a capacităților noastre manageriale, domnule director, și este și contracandidatul primarului în funcție, Tiberiu Iacăuriți, deci este un personaj care vă unește, de asta am și denumit această emisiune, Artă și Administrație, partea a doua. Partea a întâia a fost cu evaluarea dumneavoastră, domnule director, de anul trecut. Acum urmează evaluarea de anul acesta. Nu știu, ați ajuns în stadiu de a fi reevaluat? Nici nu știu cu ce să încep și nici nu știu cum să continui toată povestea asta, pentru că evaluarea managementului la Teatrul din Petroșani a ajuns un subiect atât de fierbinte încât e greu de suportat și pentru opinia publică. Ce se întâmplă la Consiliul Județean în continuare este de un ridicol formidabil. Pur și simplu nu vor să înțeleagă și nu vor să priceapă că înainte de toate există un temei legal în cadrul căreia sau din cadrul căruia nu trebuie să ieșim niciunul. Sunt foarte multe sesizări pe care le-am făcut cu această sau despre aceste abuzuri ale Consiliului Județean, despre nerespectarea legii, despre faptul că avem un proces în instanță în momentul de față și cel puțin în contencios administrativ am avut câștig de cauză, adică și instanțele au considerat că această evaluare din 2019 trebuie reluată pentru că au fost... Dacă, sigur, nu avem timp și n-are, nici nu cred că interesează pe foarte multă lume, dacă luăm punctele cu plus din evaluare, sunt mai mici decât cele cu minus, sau mai bine spus, cele ilegale sunt mai multe decât cele legale. Sunt atât de multe abuzuri încât nici nu știu cum să vorbești și nici nu știu cum să culminează toată povestea asta cu evaluarea care trebuia să aibă loc în această săptămână, numai că pentru a doua oară un membru al comisiei, un membru de specialitate, adică un om din lumea teatrală, a refuzat să vină în comisia de evaluare.
și a refuzat să vină după ce probabil au fost aduse la cunoștință imixtiunile Consiliului Județean în această evaluare, imixtiuni nu cele normale și firești și legale, imixtiuni dintre cele mai puțin legale și dintre cele mai puțin corecte. Și atunci această reevaluare, să zic așa, deși ea nu s-a întâmplat niciodată, ar trebui, conform unei adrese pe care am primit-o de la Consiliul Județean, să se întâmple într-un viitor, după ce probabil că președintele va da o nouă dispoziție. Haideți că ne o să ne întoarcem. Domnule primar, cum ați perceput această gală din punct de vedere al primarului și cum v-ați implicat ca și instituție în această gală? Absolut. În primul rând vreau să-i felicit pe cei de la teatru, pe domnul manager Rădescu și echipa de actori și de oameni care sunt în jurul teatrului și pe voluntarii care sunt în jurul teatrului, nu sunt doar angajați, acolo sunt foarte mulți oameni care vin și pun și fac cu suflet posibile astfel de activități. Însă, pentru mine personal, să știți că a fost și sunt convins că pentru toți cei care au participat și au văzut aceste reprezentații, a fost într-adevăr o gală la Petroșan. A fost un regal de teatru și de artă, pentru că, așa cum spunea domnul Rădescu, nu au fost doar piese de teatru, au fost și concerte de muzică clasică, au fost și concerte de jazz, a fost și un melanj între ceea ce înseamnă muzică clasică și actorie, da, și reprezentații actoricești, foarte interesant. Și din discuțiile pe care le-am avut cu cei care au venit de la București, au avut doar cuvinte de laudă și au apreciat foarte mult profesionalismul cu care s-a realizat această gală, adică nu s-a lăsat nimic la o parte, fie că vorbim de decorul, fie că vorbim, nu vorbesc de actul artistic și de calitatea actului artistic, este indiscutabil asta, dar ei veneau, vorbesc de cei de la București, veneau de la un alt festival de teatru dintr-un oraș mult mai mare decât Petroșaniu și au ținut să remarce că la Petroșani totul s-a tratat foarte serios. Repet, de la decoruri, la lumini, la sunet, la orice, orice reprezentație a fost tratată cu maximă atenție și cu maximă seriozitate. Ceea ce este, nu este lucru puțin, e un efort enorm și efortul pe care l-a făcut domnul Rădescu în aceste 11 zile, eu cred că se poate măsura în foarte puține ore de somn și foarte multă energie și suflet pus în tot acest act artistic. Eu sunt foarte curios acum să vedem dacă se va întâmpla această evaluare, reevaluare, recalculare, recalibrare, nu știu cum să le spun, așa, a Consiliului Județean, care nu știu cum va aprecia actul artistic și managerial, că până la urmă să faci o astfel de gală nu e un lucru simplu nici din punct de vedere al organizării. Nu mai vorbesc de actul artistic, piese de teatru extraordinare, actorii de la Petroșani practic s-au întrecut pe ei înșiși și aș vrea să fac aici o precizare pe care domnul Rădescu a mai spus-o, am mai spus-o și eu când am avut ocazia. Faptul că un regizor de la Petroșani, este vorba de domnul Radu Tudosie, cu piesa A 12-a noapte, este nominalizat la Gala Uniter, sunt doar 3 regizori tineri, da, de debut, la secțiunea de debut, care au fost nominalizați și care, am înțeles, în 21 septembrie sau când va avea loc această... La Craiova. La Craiova. Întâmplător. Întâmplător, da. În fiecare an are loc în altă locație, în alt oraș. Are loc de data asta... decernarea premiilor Uniter, adică e și nominalizarea este o mare performanță. Nu neapărat să câștige această... E o recunoaștere până la urmă, ești în primii 3... Exact. Și asta unde se întâmplă? La Teatrul Ide Sârbu din Petroșani, un teatru văduvit și abuzat, între ghilimele, prin ceea ce au făcut cu domnul Rădescu. Eu aș da ghilimele la o parte și o să și spun de ce. Da. Abuzat, am vrut să zic, nu fizic, ați fost abuzat, ci ați fost abuzat și șicanat pe toate părțile și pe toate aceste jocuri administrative făcute în Consiliul Județean și, cum spunea domnul director,
nu sunt capitale de județ în România care să aibă teatru, dar eu vă spun altceva. Sunt capitale de județ în România care au teatru, dar n-au performanța teatrului din Petroșani și Deva este un exemplu concludent, da? Deci, iertați-mă, eu n-am nimic acum cu cei din Deva, dar teatrul din Deva e o glumă față de ceea ce se întâmplă din punct de vedere artistic la teatrul Ide Sârbu, fără bani, cu bani tăiați, cu șicane, cu dată în judecată, cu abuzuri peste abuzuri, controle audit, ați avut de... 2 ani de audit, da, pentru că domnul administrator, era să zic artistic, da, domnul administrator este un mare specialist în amenințări și așa bombastic, dezvăluiri bombastice, a spus la început, o să trimit auditul, să vedeți ce ilegalități a făcut managerul Rădescu și echipa teatrului și așa mai departe. Un fâs, da? A fost o șicanare continuă a acestor oameni care între timp și-au făcut treaba din punct de vedere artistic, deși vă dați seama, un artist nu poate să fie creativ și să dea maximul în momentul în care ești hărțuit de niște lucruri din acestea administrative, de altă natură. Deci ei nu înțeleg că angajații teatrului, actorii în general, nu sunt simpli angajați. Așa cum înțeleg ei să fie un angajat. Adică să vină la ora 8 la servici, la 4 să plece, să închidă ușa și la revedere. Aici e creație, aici e suflet, aici este vocație. Da? Aici munca actorilor nu se măsoară în cât timp ai stat la teatru, pentru că ei stau și muncesc 14 ore pe zi. Da? Poate mai mult, 16 ore pe timp, când aveți aceste reprezentații. Vă dați seama că ceea ce fac actorile și Petroșaniul a avut un regal de 11 zile de reprezentații și inedit în spații la Brădet, în fața teatrului, în rotondă și așa mai departe. Domnul Rădescu a mai vorbit despre proiectele care le are teatru, da? Proiectul cu finanțare norvegiană, dar și proiectele care urmează, tocmai pentru a încerca să trecem, exact cum a spus domnul Rădescu, la un alt nivel, adică să depășim acest nivel în care să discutăm doar despre gropi, doar despre drumuri și despre, nu știu, dacă s-a tuns iarba sau nu s-a tuns iarba. Acestea sunt lucruri și trebuințe de ordin primar, corect. Dar, conform piramidei lui Maslow, da, al trebuințelor umane, la nivelul superior este această, dacă vreți, dezvoltare personală și creativă. Fiecare om are nevoie de așa ceva, dar toate lucrurile se fac etapizat. Exact. Deci trebuie, iar ei, teatrul, și mulțumim Dumnezeu că avem acest teatru în Petroșani și că avem acești oameni care își iau foarte în serios munca, oameni cu vocație, dar care sunt și canați de niște zero din punct de vedere cultural, artistic și tot ce vreți dumneavoastră, și din punct de vedere administrativ sunt zero. N-au fost în stare să facă absolut nimic decât să șantajeze, să șicaneze și să condiționeze anumite lucruri. Și cine n-a fost de acord cu ei a fost împotriva lor, da? Fără să țină cont de absolut nimic. Da, sigur, aici sunt niște lucruri care vin din educație. Trebuie să ai o minimă pregătire ca să înțelegi ce pretenții să ai de la un om care nu știe să vorbească corect românește, să evalueze un manager de teatru. Să evalueze, da. Să vorbim, deci, în spiritul. Pentru Petroșani este un câștig și pentru Valea Jiului, pentru că teatrul din Petroșani este dedicat întregii văi a Jiului și faptul că ei au reușit cu bani puțini, cu resurse puține, cu toate aceste piedici, cu din nou șicana cu evaluarea exact în perioada în care se pregătea această gală. Iată că ne-a ajutat Dumnezeu și Dumnezeu îi iubește pe cei de la teatru. Au reușit un regal extraordinar. Am vorbit cu foarte multă lume. Au zis, domnule, n-am mai fost la o piesă de teatru atât de bună de foarte mult timp. La un concert de muzică clasică, la un concert de jazz. Deci, oameni care au zis, domnule, am ieșit din rutina zilnică. Aveam nevoie de așa. Și avem nevoie de așa ceva. Teatrul... Prin teatru ne putem educa, ne putem autoeduca, putem să descoperim în noi niște resorturi și niște trăiri de care poate că uitasem că le avem. Da? Și alții ar da și dau bani mulți
ca să poată să meargă la astfel de piese de teatru și la acte de cultură de asemenea calitate. Noi suntem norocoși că avem acești oameni aici la Petroșani și, din păcate, cei care îi administrează, între ghilimele, vorbesc de conducerea Consiliului Județean, n-a înțeles, din păcate, nici în această zonă nimic, așa cum n-a înțeles nici în partea de administrație nimic. 4 ani ratați, 4 ani irosiți și din punct de vedere cultural și din punct de vedere administrativ pentru județul Hunedoara și cu atât mai mult pentru Petroșani. Ați văzut ce declară unii și alții, n-au dat bani pentru că aici a fost un primar de altă culoare, n-au dat bani pentru că are ceva... Pentru că da, era o vendetă, este o vendetă personală. Rădescu și o vendetă personală. Vă dați seama cât de mici sunt acești oameni când pun niște interese din acestea de orgolii sau de... Dincolo de persoana mea, scuzați-mă că vă întrerup, e un rău pe care l-a adus comunității. Exact. Pentru că toată această șicană, adică dincolo de faptul că discursul dânsului, așa cum e agramat, fragmentat și scos din context de cele mai multe ori, pentru că în nenumărate rânduri m-a denigrat, în nenumărate rânduri a lansat foarte multe lucruri false despre mine. Nici nu înțelegeam de ce la un moment dat multe persoane din Consiliul Județean se uiteau la mine așa cumva întrebându-se de ce... Inclusiv vicepreședintele Consiliului Județean, da, că s-a ocupat de... Da, da, da. Și asta din cauza că omul atâta poate, atâta știe și atunci sigur că dincolo de limbajul pe care îl are și de lemn și un limbaj care niciodată nu spune nimic, nu vorbește argumentat, nu vorbește în cunoștință de cauză, legea niciodată, deși în permanență folosește aceste ticuri verbale cu legea, cu respectăm legea și ne facem fișa postului, da? Dincolo de asta, credeți-mă că cel puțin cu mine a încercat în permanență să... A început cu intimidarea, aceste urlete și aceste răgnete sunt reale, eu sunt beneficiarul, cu ghilimele de rigoare, al acestor urlete din partea lui, pentru că probabil și-a imaginat că, nu știu, mă poate domina așa. Dar nicio secundă nu și-a dat seama că dincolo de statura de 1,90 m, am și o voce de actor și chiar de la primele intervenții sau interacțiuni cu dânsul, i-am demonstrat că cel puțin la ambitul suvocal mai are puțin de lucrat, chiar dacă el îl exersează în fiecare zi. Da, mă scuzați că intervin, așa cum spune domnul Rădescu, el clamează legea tot timpul, respectarea legii, noi facem, dregem. Uitați-vă, a început campania electorală. E singurul candidat care nu respectă legea. Sau printre sim mai e o situație. Nu și-a dat jos afișele de pe sediu de campanie, deși legea interzice acest lucru. Adică încearcă să fenteze și treaba asta. Dom'le, dacă legea e clară și spune jos bannerele, jos outdoor-ul, tot, el a încercat încă câteva zile să mai fie ca tablou în geam. A mai fost un tablou acum vreo 30 de ani care a rămas tablou, știți, la final. Deci despre asta e vorba, adică trimis tot felul de controle, de acțiuni de intimidare. Nu. Și mai revin. Bun, hai să spunem că cultura nu înțelege. Da, actul de cultură și nu înțelege, n-are nici pregătire. N-a fost niciodată la teatru de când sunt eu manager de în ultimii 3 ani și jumătate. Dar nu a fost niciodată la teatru. Eu mai dau un exemplu și revin cu acest exemplu. Consiliul Județean dă un buget extraordinar de mare teatrului din Deva, care n-are nicio reprezentație, n-are nimic. Pe stare de pandemie au citit 2-3 sketch-uri la fața camerei sau nici atât. Da? Bun, pe mine mă deranjează lucrurile astea. Adică aici pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Culmea, pentru cei care muncesc și au valoare, răsplata este controle, tăiatul banilor, agasarea, tracasarea, abuzul și așa mai departe. Dar mergem în partea administrativă. Și am spus, domnule, uitați-vă la dumnealui, în subordinea dumnealui, spitalul de urgență din Deva, uitați-vă unde a ajuns în pandemie, a trebuit să vină management militar, pentru că n-au fost în stare să asigure un management corect medical la acel spital, au schimbat 4 manageri în 4 ani, au rămas fără aliment, au rămas fără cartofi. Nu, au schimbat 4 manageri doar în pandemie. Doar în pandemie. Starea de urgență și starea de alertă. Asta e altceva. Vă dați seama, au rămas fără cartofi la spital, fără mâncare. Deci ce fel de management e acesta? Dar au rămas cu mult lapte. Au rămas cu un lapte care a expirat între timp și practic a trebuit să-l arunce probabil, dar mai e o chestiune,
au avut aparatul PCR. Nici acum nu funcționează la spitalul din Deva. Există aparat PCR la Hunedoara care funcționează, ei nu au fost în stare, au dat banii pe el și nu au fost în stare să-l pună în funcție. Deci ăsta este actul lor managerial. Ce să spun, foarte mare valoare. Ca să nu mai vorbesc de alte lucruri, n-au făcut nicio investiție cap-coadă în 4 ani de zile. Despre asta e vorba. Da, la Teatrul din Petroșani efectiv a fost un asalt și un teatru a rezistat așa ca o redută din primul război mondial atacurilor și asalturilor. Am foarte multe, văd că în ultima vreme de câteva luni de zile au obiceiul de a nu mai răspunde la adrese. Adică le fac solicitări pentru diverse lucruri, pentru diverse cauze și efectiv refuză să răspundă. Și asta n-ar fi nimic, dar în ultima vreme văd că refuză să răspundă și prefecturii. Adică prefectura le-a cerut în două rânduri să-și retragă dispozițiile de evaluare dintr-un simplu motiv. Ele nu respectă prevederile legale și o să vă și spun de ce. În primul rând, dispoziția de evaluare trebuia dată în termen de 60 de zile de la depunerea raportului de activitate. Am depus raportul de activitate în 28 februarie 2020. Dispoziția de evaluare a fost emisă în 13 iunie, repet, 13 iunie 2020. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu a fost semnat anul trecut anexa 2 cu programul minimal. În linii mari, în fiecare an, managerul, în funcție de bugetul pe care autoritatea îl alocă, negociază un program minimal. Acest program artistic, repet, doar programul artistic. Pentru restul evaluărilor există pârghile necesare, pe care noi le știm, audit 6 luni pe an. Da? Pentru că așa ne-am început acest an, cu un audit de 2 luni și jumătate, în care 4 persoane jumătate din serviciul de audit al Consiliului Județean, deci în Consiliul Județean, în serviciul de audit, sunt 8 inspectori. Da? Ei, 4 dintre ei au venit 2 luni și jumătate la Teatrul din Petroșani să auditeze anul 2019. Da? Și ce au găsit? Nimic. Pentru că vă dați seama că dacă găseau ceva, cu siguranță că ieșea domnul Costel Avram și se bătea cu o mare gură de canal în piept și zicea, ia uite, v-am explicat eu, v-am spus eu, aha, l-am prins pe Rădescu. Deși inclusiv povestea asta nu ține, pentru că absolut toate deciziile pe care Teatrul Dramatic le ia, le ia în Consiliul Administrativ, în Consiliile Artistice, există organisme de control și organisme decizionale în cadrul conducerii Teatrului Dramatic Ion de Sârbă din Petroșani. Dincolo de chestiunea asta, Teatrul din Petroșani, după toate aceste controle, a devenit și mai puternic, și mai pregătit, și mai profesionist decât era. Așa că pentru asta le mulțumesc celor de la Consiliul Județean, pentru că asta a și fost una dintre discuțiile mele față de toate minciunile pe care Costel Avram le-a lansat despre mine sau la adresa mea. Discuția cu președintele Consiliului Județean a fost, vă rog, trimiteți audit, trimiteți misiuni de audit care să auditeze activitatea teatrului, tocmai pentru a putea îndepărta, pentru a putea dezminți toate acuzațiile pe care Costel Avram le-a adus la adresa mea. Și public, foarte multe dintre ele făcute și în cercurile și în mediile în care domnia sa se învârte. Toată această poveste cu Costel Avram care... Bun, acum fac o mică paranteză la ceea ce afirmați, la afirmațiile dumneavoastră. Și mă refer la faptul că doresc și pe această cale încă o dată să reiterez posibilitatea domnului Costel Avram să vină în emisiunile Capital TV împreună cu dumneavoastră să-și susțină punctul de vedere ca și drept la replică. Nu va veni niciodată și spun asta pentru că eu l-am invitat în foarte multe ocazii. L-am invitat inclusiv ca să demitizez o altă gogomonie lansată de el. Am văzut o secvență dintr-o emisiune pe un alt post de televiziune local la Deva, care, în care ați intrat în direct cu domnul Costel Avram. Da. Îi ofer posibilitatea și la Capital TV să-și spună punctul de vedere. Eu am intrat în direct atunci în acea emisiune și l-am rugat pe președintele Consiliului Județean să dispună prezența în comisia mea de evaluare a domnului Costel Avram, cu condiția ca aceasta să fie publică. Și domnul Cățărbe, parcă a fost de acord. A fost de acord, numai că a lansat în opinia publică că eu evit această evaluare, tocmai că este el. Dar nu spune nimeni că onor Consiliul Județean Hunedoara evită această evaluare publică. Și mi-a comunicat și mie, și presei, și angajaților că această evaluare este confidențială.
Oare de ce, și pun o întrebare retorică și opiniei publice, oare de ce se ferește Consiliul Județean să facă publică această evaluare? Oare de ce se ferește Consiliul Județean să țină cu ușile închise această evaluare? Probabil că nu este legală. Ce discutăm? Nu probabil, sigur nu este legală. Ce discutăm la evaluarea managementului unui teatru? Despre ce discutăm? Discutăm despre bugete publice? În primul rând, când se face o evaluare asupra unei nave spațiale, trebuie să ai competențe. Evident că da. Probabil că acei domni din Consiliul Județean nu au competențe să evalueze un teatru. Acesta e calendarul galei, da? Este foarte simplu și probabil că și-au dat și seama că este ilegală toată această evaluare, nu? Nu și-au dat seama că dacă și-ar fi dat seama ar fi îndreptat lucrurile, nu și-au dat seama. Le rușine, probabil le rușine în campanie să facă ei una ca asta. Acesta e calendarul galei, da? Da. Pot spune eu că s-au întâmplat mai multe lucruri sau mai puține decât în cadrul acestei gale? Domnilor, activitatea unui teatru este o activitate publică. Eu nu pot spune și nu pot declara și nu pot menționa în niciun fel de raport de activitate, în niciun fel de adresă, în niciun fel de notă de relații altceva decât realitatea. Activitatea unui teatru este publică. Nu există, nu facem spectacole cu ușile închise și zicem că le-am făcut, cum se făceau în vechea perioadă. Despre ce discutăm? Nu, Consiliul Județean este frică de această evaluare, Consiliul Județean este teamă de această evaluare și, repet, reiterez ideea. Vreau ca domnul Costel Avram să facă parte, vreau să am o dispută din punct de vedere artistic, managerial, al proiecțiilor artistice și culturale, de ale VJ-ului, ale națiunii, ale lumii întregi, da? Cu condiția să învețe și să afle cine a scris Hamlet, că n-a răspuns la această întrebare nici până acum, da? Și sunt convins că n-ar face față nici 5 minute la o dispută directă despre această poveste. Dar refuză, inclusiv Consiliul Județean, refuză ca această evaluare să fie făcută publică. Refuză pur și simplu. Încalcă, încălcând și legea. Acum deși, mai e o chestiune, este, apropo... Deși este o campanie electorală și domnul primar aici o să... Eu vreau să fac doar o scurtă paranteză la ce a spus domnul Cosmin Rădescu de prezența domnului administrator în comisia de evaluare. Administrator public, nu e orice fel de administrator. Da. Administratorul Costel. Da. În prezența dumnealui în comisia de examinare, domnul Rădescu nu a spus niciodată că nu e de acord, dimpotrivă, a spus public, vrem, dar da, să fie public. Asta vreau și acum, asta, repet, asta vreau și acum, să facă parte Costel Avram acum, din comisia mea de evaluare, dacă, dar să fie publică. Este dacă, polița mea de asigurare. Dacă dumnealui n-a răspuns încă la întrebarea cu Hamlet, eu vă spun altceva. Eu l-am văzut în zilele acestea pe domnul Cosmin Rădescu într-un... festin, zic eu, actoricesc, recitând scrisoarea a treia, da? Extraordinar, se ridică pielea pe tine, da? Se ridică părul pe tine când auzi cum a fost pusă în scenă toată această... Deci, o retorică deosebită. Da, dar nu numai atât, mult mai mult decât atât. Poate știe cine a scris scrisoarea a treia, că e tot de pe zona Moldovei, de acolo de unde se laudă dumnealui că e de pe malul apei și cred că ar fi interesant o dispută de acest gen. Ar fi, sunt interesante toate disputele. Să ne înțelegem, eu nu vreau nici să îl denigrez pe Costel Avram și nici nu vreau să duc, să duc lucrurile într-o zonă a nerealității sau a fabulației. Ăsta este Costel Avram. Astea sunt limitele lui, limite pe care le vedem cu fiecare apariție, chiar dacă în ultima perioadă el apare la serviciu și spune că n-a intrat în contact cu secretara lui, dar apare la toate televiziunile, inclusiv când e ședință de Consiliu Județean, el apare la o televiziune și în schimb vorbește prin niște trâmbițași pe care îi are, ca să folosim un termen eminescian, trâmbițașii pe care îi are prin... pe Facebook și care îi transmit lui mesajele pe care nu are curajul să le transmită în mod direct, încearcă să denigreze toată activitatea teatrului, încearcă să denigreze toată această poveste, pentru că atâta este Costel Avram. V-am spus despre Costel Avram? Mi-ați tot spus despre Costel Avram. Acum mai facem o paralelă, care să legătură facem cu... și o pauză, să mai facem și o pauză. Arta și cu cultura, ați văzut cum a tratat el inaugurarea Muzeului Mineritului sau reinaugurarea Muzeului Mineritului. A spus că noi liberalii am închis Mineritul și o să mai vadă lumea doar la muzeu. Eu îi spun în felul următor. În ultimii 8 ani de zile
Mineritul a fost condus de reprezentanții partidului din care dumnealui face bine, parte. În ultimii 8 ani de zile și dumnealui a fost 4 ani de zile penalist, așa că... Să spună Costel la vreme ce a deschis el. Da? Deci să spună ce a deschis el. Dacă alții au închis, să ne spună ce a deschis el. Da. Păi nu știu, deci domnul Costel Abraham în ultimii 20 ani, după știința mea, a fost vreo 8 ani peremist? Nu, a fost vreo 8 ani vicepreședintele Consiliului Județean și n-a făcut nimic pentru Petroșani. Da? Da, de fapt, din punct de vedere politic, administrativ, da, și politic. Sigur că administrativ, păi, dar e foarte important. 16 ani a fost în administrația publică exact. Județeană, nu? Și, da, absolut. Ultimii 16 ani, exact. Din 20. Dar din 20 de ani a fost 8 ani peremist, vreo... 4-5 ani penelist și da. Restul PSD-ist. Da. În și două etape. În trei etape. Da. Da. Bun, deci acum hai să facem ce o pauză. Urăm mulți înainte. Hai să facem o pauză de Costel Avram. Încă o dată reiterez invitația de a participa în emisiunea Capital TV împreună cu domnul Rădescu. Dacă dorește să-și susțină punctul de vedere în fața telespectatorilor. Până atunci, domnule primar, uite că suntem în campanie electorală. Hai să discutăm și din punct de vedere al candidatului Tiberiu Iacobriții, din punct de vedere al primarului în funcție, care se pregătește de alegeri și care în paralel desfășoară și activitățile specifice, activitățile necesare. Domnule Balint, eu nu mă pregătesc pentru alegeri acum în campanie electorală. Eu mă pregătesc de alegeri de a doua zi de când am fost ales. Asta face un primar responsabil și un ales responsabil. De a doua zi faci treabă, te apuci de lucru și faci lucrurile serios, pentru că tu ai fost investit cu această încredere a oamenilor și această putere care din 4 în 4 ani este delegată de către oameni pentru a mai mult decât atât, nu știu, Petroșanu deține recordul zonal la număr de candidați la funcția de primar. Da, din Valea Jiului, da, sunt cei mai mulți. Recordul zonal, așa, nu știu, da, la Dema sau nu mai știu. La 10. Nu știu dacă la Dema 10. Da. Nu știu, nu cred că sunt de cea de bă, cred că mai puțin. Da, nu știu, probabil. Asta zic, eu, sigur, asta e un este, paradox, totuși asta un paradox. Este foarte bine, că sunt foarte mulți oameni care își doresc această demnitate publică foarte importantă. Deci sunteți vânate, sunteți vânate. Funcția dumneavoastră este foarte, foarte da, dorită, foarte dorită. Da, sunt vânat și eu ca persoană, da, asta e altă discuție, nu neapărat ca funcție. Însă am văzut de fiecare dată în aparițiile contracandidaților mei, în general sunt și oameni care sunt foarte decenți și rezonabili, chiar dacă suntem în partide diferite, așa cum, sigur, eu nu arunc o anatemă pe întregul PSD. Sunt oameni din PSD care sunt de foarte bună calitate. Noi am colaborat și în Consiliul Local am asigurat o majoritate cu cei din PSD, adevărat, nu cu Costel Avram. Însă de fiecare dată să spui că eu sunt primarul zero, că sunt primarul zero fonduri europene, că în 13 ani n-am făcut nimic. Deci, prin urmare, am fost cel mai prost dintre toți primarii din Valea Jiului, ca să nu trec mai departe să extrapolez. Însă, dacă am fost așa de slab, da, din punct de vedere administrativ și politic, de ce toți au vrut să mă aibă în partidul lor? Inclusiv cei de la PSD și alte partide. Dacă eu nu eram bun sau n-am fost sau de bun. Ce v-au votat oamenii sau... da, până acum și nu și-au dat seama de... Da, exact. Eu vorbesc de cei care acum mă atacă pe toate părțile că n-am făcut nimic și că nu sunt bune. Deși eu sunt primul care am terminat un proiect cu finanțare europeană din regiunea Vest, din cele 4 județe, care am terminat. Da? Am implementat un proiect de peste 1 milion de euro. Aici e o chestiune de neînțeles, adică atunci când vreau să mă duc la ei în partid, eram bun, iar acum nu mai sunt bun sau da. N-am fost bun niciodată. Și, deci... Iertați-mă că vă întrerup, remarc așa de pe portativul ăsta muzical, toată lumea încearcă să-l denigreze pe Tiberiu Iacobriți. Bun, nimic nou sub soare. Asta se întâmplă în cele mai multe cazuri când nu ai o strategie coerentă, când nu ai viziune, când nu ai... Ataci contracandidatul din vârful piramidei. Dar niciunul nu spune ce pune în loc.
Niciunul nu propune nimic, niciunul nu propune o strategie concretă. Discutăm așa în linii mari, povești, îmbrăcate care mai de care mai pompos, da, avem dar, viziune, știți, exact. Despre ce? Dar nu vorbește nimeni. Știți concret. Care e cu ce au venit domnul administrator? Votați-ne, votați-mă pe mine și echipa mea și după alegeri o să vedem ce o să facem. Exact așa a zis. O să vedem ce o să facem. O să vedem pe cine dăm afară, da, prima dată. O să vedem pe cine punem acolo, pe cine punem dincolo. Da. Deci vă dați seama cât este de puerilă toată această abordare și această încercare de manipulare, însă eu vreau să le dau o veste. Dacă au reușit în alte părți cu aceste demagogii ieftine și manipulări, să știți că la Petroșani nu o să reușească. Deci eu cunosc foarte bine oamenii din Petroșani, am interacționat cu foarte multă lume în ultimii 15-16 ani de când sunt în administrația publică și îmi pare rău să le spun și să le transmit că nu o să poată să-i păcălească pe oameni cu astfel de denigrări și cu astfel de minciuni. Să vii, așa cum spune și domnul Rădescu, să spui, ok, ce n-am făcut eu bine sau așa, dar tu să nu ai niciun program, niciun proiect, nicio idee, să ne spui ceva, ce vrei să faci. Dar ceva, da? Concret, ceva, ceva concret, palpabil. Nu, domne, uite, vreau să fac asta, banii iau de acolo, fac așa, văd care e situația în direcția respectivă, da? Lucruri care, sigur, sunt de un... Bine, probabil nu știe nici dacă Consiliul Județean cu banii cum să-i împartă mai bine, știu eu. Domnilor, e ridicol. E ridicol pentru că în secolul 21 administratorul public se bate cu gura de canal în piept pentru 4 km de drum. Domnilor, este ridicol. În secolul 21 că faci acest drum, că nu-l faci, dincolo de știm cine a semnat contractul, exact. Știm cine a pregătit tot proiectul și așa mai departe, este absolut ridicol. Am remarcat într-o emisiune, o persoană a fost întrebată câți kilometri de drum județean există în județul Hunedoara. Și, mă rog, a existat o fel de polemici că n-a știut. L-aș întreba pe Costel Avram, el știe câți kilometri de țeavă de apă a decontat pentru municipiul Petroșani și pentru Valea Jiului? Și câți kilometri de canalizare? E ridicol să, în secolul ăsta, să nu te gândești la educație, să nu te gândești la cultură, să nu te gândești la artă. Cumva normal din perspectiva lui Costel Avram, care n-a călcat, dacă a fost văzut vreodată la vreun spectacol de teatru, nu al teatrului din Petroșani, pentru că el acolo avea ceva cu Rădescu. Avea, și are ceva cu Rădescu, nu a fost văzut în niciun, la niciun eveniment cultural și la niciun eveniment artistic, în afară de evenimentele sau, mă rog, lansările de carte pe care le face cu celebra asociație Roza Multiflora. Da. Și atunci, în toată ecuația asta, cum poți vorbi despre cultură, cum poți vorbi despre progres, cum poți vorbi despre artă, despre educație, în contextul în care tu nu ai absolut niciun fel de tangență cu actul artistic, tu nu ai niciun fel de tangență cu actul cultural, cu acest limbaj de lemn și cu acest discurs steril, anost și fără niciun fel de consistență. Vorbește nedocumentat, tot timpul face acuzații, uitați-vă la el, pentru că tot timpul altcineva este de vină. Vă spun din perspectivă personală și trăită, domnule, de mine. Domnule director, haideți să ne oprim aici, o să facem o emisiune. Se pare că e necesar încă o emisiune, artă și administrație, partea a treia. Și pentru că mai avem 30 de secunde și ne taie MCR-ul, hai să tragem o concluzie, domnule primar. Deci, în concluzie, ceea ce s-a întâmplat în aceste 11 zile la Petroșani din punct de vedere cultural a fost un festin cultural, un regal. Meritul este al domnului Rădescu și al echipei de actori de la Teatrul Lide Sârbu, în condițiile cele mai vitrege, clar, și cu suportul unor oameni de bine din Petroșani și oameni care au fost alături de teatru, vorbesc de voluntari, de cei din presă, de cei din celelalte domenii culturale, care sprijină acest teatru și cred că prin ceea ce se întâmplă la Petroșani, și este doar un început, zic eu,
Okay, Petroșanul, mulțumesc, prin artă, să aibă un nou punct de atracție. Mulțumesc frumos, pe... domnule, pentru participare. Doamnelor și domnilor, ne grăbim să încheiem aici. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.